ce șanse avem la acest moment să fie un, să avem un parlament pro-european în Republica Moldova? Ce șanse există? La acest moment. Am văzut că au mai apărut și sondaje. Da. Cât de reale sunt, vom vedea atunci. Există multă, multă manipulare acolo rusească și manipularea socialiștilor, dar din punctul meu de vedere, la acest moment, din păcate, Maia Sandu și partidul ei PAS nu are cu cine să-și facă această majoritate pro-europeană. Într-adevăr, există o soluție dacă PUN-ul, da, Partidul Unității Naționale, intra în Parlament și ar mai reuși să mai rupă, poate, din alte zone, dintre acestea pro-europene, s-ar putea ajunge la o majoritate, dar la ora aceasta este destul de periculos, adică blocul socialiștilor și comuniștilor are o putere mai mare. Tocmai pentru că e foarte multă propagandă, tocmai pentru că e foarte multă tăcere și dinspre România, tocmai pentru că avem acest aur care s-a dus acolo și duce o propagandă extrem de agresivă împotriva partidelor pro-europene de acolo, eu cred că ar trebui cu mult mai multă atenție totuși să nu fie ratată această șansă pe care o are Republica Moldova de a lua acei bani în primul rând, da, pe care îi dă Comisia Europeană și de a-i duce în zona de investiții și de a avea în sfârșit un parlament pro-european. Nu e suficient să ai un președinte pro-european. Nu te ajută la nimic. Ai nevoie de un parlament pro-european, ai nevoie de o guvernare pro-europeană, pentru că altfel se risipește și bani și șansa fiecărui om în parte. Că de asta au plecat oamenii de acolo la muncă străinătate, că s-au săturat de politicienii care au stat în lesa lui Putin, cum a fost Dodon, de exemplu, înainte. Aur a fost o surpriză uriașă aici în România, la alegeri, da, mai mult sau mai puțin. În Republica Moldova există șanse, am văzut, la alegerile noastre n-au luat foarte mult în Republica Moldova. N-au luat. Acum se pot schimba lucrurile? Putem nu, vedea eu nu cred asta. Un scor pentru Aur, nu știu cât, aici, probabil, la parlamentarele nu. De aici? Nu văd că ar reuși să intre în Parlamentul Republicii Moldova, însă vor crea foarte multă dezordine. Și puținele procente pe care le vor obține vor fi rupte tot din zona partidelor pro-europene, tocmai pentru că ei duc un discurs dublu. Știți, acolo spun că ei sunt pro-europeni, dar aici au votat împreună cu PSD-ul, adică ei sunt cu socialiștii. Astea sunt lucruri care trebuie spuse. Nimeni nu le spune acolo, oamenii nu știu. Zic că a venit un partid din România, asta e un pic, dar în România partidul ăsta e cu PSD-ul, adică cu socialiștii de la voi, adică partidul ăsta la voi ar fi tot cu socialiștii, nu că doar nu o fi cu Maia Sandu, pe care acum am văzut că tot atacă. Adică nu există niciun fel de coerență în ceea ce fac cei de la Aur, sunt în funcție de interese. Însă, așa cum am văzut la parlamentarele noastre în Republica Moldova, oamenii nu au pus votul, ca să zic așa, la oferta lui George Simion, tocmai pentru că îl cunosc. George Simion este recunoscut și ceilalți lideri ai lor sunt recunoscuți pentru anarhie, pentru dezordine, pentru deturnarea diverselor acțiuni și manifestații pro-europene, pro-românești. Ori o astfel de formațiune care intra în Parlamentul Republicii Moldova n-ar face altceva decât să alimenteze propaganda rusească care spune, vedeți, asta înseamnă Europa, România, anarhie, dezordine, haos, țipete, urlete, nimic concret. Un fel de... În Republica Moldova, de asta se fac anticipate, să ajungă un fel de doamna șoșoacă acolo, să-și ceară scuze Federației Ruse? Nu cred.